Este un coleg în program. Dați-vă scopăr ușor, vă rog. Și fel de ușare. Gătii! În momentul izbucnirii flăcărilor, proprietarul, Vasile, nu se afla acasă. La sosirea echipajelor, focul se manifesta în interiorul bucătăriei, iar casa scării era inundată cu fum, existând pericolul de propagare la întreaga locuință. Pompierii au pătruns în interiorul apartamentului, după care au localizat și lichidat incendiul, în același timp ventilând natural încăperile și casa scării. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor din bloc. Incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră. Au ars elemente de mobilier și un aparat cu microunde. Degradat finisajele interioare. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs de cuptorul cu microunde lăsat sub tensiune. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii militari au salvat apartamentul.